Bună, dragii mei, dragi! Când am avut de la mulți dintre voi cereri despre rețeta delicioaselor eclere, iată că vin în întâmpinarea voastră cu aceste minunate delicii. Eu chiar cred că nu veți da greș cu această rețetă simplă dacă urmați precis pașii mei. Dar haideți alături de mine pentru a vedea cu câtă ușurință se pregătesc. Pentru început, avem nevoie de următoarele ingrediente să pregătim cojile eclerelor. Într-o cratiță torn apa și laptele, praful de sare, precum și untul. Le pun pe foc mic până se topește untul și toată compoziția o să dea în clocot. Focul trebuie să fie pe medium. Acum, când a dat în clocot, adaug toată făina deodată și amestec energic. Atenție! Focul trebuie să fie de data aceasta la minim. Amestec până ce compoziția se desprinde cu ușurință de pe crăticioară, formând totodată și această fină peliculă pe suprafața sa. Observați, da? Am transferat compoziția în acest bol pentru a se răci mai repede și o voi lăsa 5 minute în repaus. După 5 minute pot să mă apuc de treabă. Continuăm. Cele patru ouă voi adăuga rând pe rând fiecare și voi mixa foarte bine până se va omogeniza. Adaug următorul, mixez în continuare și tot așa până voi termina toate ouăle de adăugat. Rapid și simplu. Suntem gata! Cam așa arată textura cojilor de ecleră. Mai amestec puțin cu spatula ca să observați mai bine cam cum trebuie să fie la final. Pun toată compoziția, sau mă rog, cât intră în acest poș, trebuie să folosiți un nădui cu steluță, zimțat, cum doriți să fie forma pe exterior, Apoi cu mare curaj trasăm aceste eclere pe hârtie de copt. Da? Trebuie doar să aveți grijă să fie cât mai drepte. Ale mele au aproximativ 12 cm, dar puteți să le faceți cât de mari sau mici doriți. Am obținut 9 eclere cu vârful degetului înmuiat puțin în apă, aplatizez vârfurile. Apoi introduc tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 45 de minute. Cam așa arată. Coapte, rumene, atât de frumoase. Au crescut extrem de bine. Le voi lăsa la răcit și mă voi ocupa de crema de vanilie. Se pregătește destul de rapid din următoarele ingrediente. În cratița cu lapte rece, adaug amidonul, gălbenușurile, zahărul, amestec cu un tel până se omogenizează toată compoziția, apoi o voi pune pe foc mic, amestecând în continuu până se îngroașe, precum o budingă. Cam așa. Este suficient, o vom lua de pe foc și o vom lăsa să se răcească 5 minute. După 5 minute, introduc esența de vanilie și untul care este la temperatura camerei. Amestec energic, astfel voi obține o cremă grozav de bună. Este crema mea preferată de vanilie folosită în atâtea rețete. Bun! Și trecem mai departe. Introducem crema de vanilie răcită, da? Deci trebuie să fie rece, în poș, Astfel va avea o formă mai fermă. Tai pe jumătate coaja de ecler. Este perfectă cum arată înăuntru. Mm. Și o umplu cu cremă de vanilie. Iar cum eu ador frișca în eclere, adaug un strat generos peste crema de vanilie. Așa vor fi cu siguranță exact pe placul tuturor. Continui la fel până voi termina toate eclerele de umplut. Simplu. Vanilie. Frișcă. Folosiți un dui sau doar o pungă tăiată la un colț și este gata. La final am pregătit o glazură de ciocolată cu lapte. Foarte simplu, da? Am topit ciocolata cu frișca fierbinte. Pensulez toate căpăcelele eclerelor cu ciocolată. Pe mijloc doar, am grijă să nu curgă prea mult pe margine. Apoi voi face puțin model cu ciocolata albă topită în cuptorul cu microunde. Trasez aceste dungi. Mă joc practică. Este opțional, bineînțeles. Puteți să le lăsați simple. La fel vor fi de frumoase și de bune. Am aici câteva variante, dacă vă ajută. Să vă inspirați și voi. Destul de simplu. Chiar oricine le poate face. Abia aștept să văd pozele voastre. Vă servesc cu mare, mare drag sunt atât de bune, se topesc pur și simplu în gură. Preferatele noastre. Este varianta cea mai simplă și cu rezultatul mult dorit. Eclerele chiar sunt un desert desăvârșit, cu un gust fin de vanilie, împletit cu frișcă și puțină ciocolată, având o textură aerată, pufoasă, de nerefuzat. Curaj și încercați această minunată rețetă. Transformați o zi obișnuită într-o zi de sărbătoare. Sper să vă ajute rețeta mea. Și nu uitați, dragilor, să vă abonați pe acest canal pentru a putea vedea cele mai bune și mai noi inspirații cu pasiune și savoare. Pe data viitoare! Numai bine! Pa, pa!